Salutare tuturor și nu am regăsit la un nou joculeț pe canal. Acest joculeț se numește Neighbors from Hell și este vorba despre un joculeț ceva mai vechi, dar este un joc din copilăria mea și este vorba despre năsosul acesta pe care îl cheamă Woody și el dorește să-i facă farse acestui vecin care are un papagal și vedeți că aici arată o farsă cu o grămadă de dinamită. Dar este un joculeț foarte, foarte amuzant și știu că mulți sunt convins că l-ați jucat când erați mici. Este un joc în care îi faci farse vecinului, vedeți? Și am făcut chestia asta unde e tutorialul care te învață cum să mergi, o să facem și celelalte două tutoriale repejor. Sunt destul de simpluțe. Bun, deci, practic asta ce este? Vecinul la enerva... ăsta e vecinul, da? Ok. Noi suntem ăsta, Woody. Nu, unde te duci. Ok. Salut, de ce este Joe? Ok. Și ne învață că putem să descoperim lucruri despre obiecte dacă mergem până la ele. Și acum ne spune să mergem să vedem în acel raft, să vedem dacă găsim în acele sertare, de fapt, să găsim niște iteme. Bun. Acum putem merge să-i facem acestui vecin o, o farsă. Practic, care este faza? Acest vecin ne-a ne supărat, da? Este un vecin care ne-a enervat și ca atare Woody a chemat o, o agenție de asta TV ca să facă un show TV în care el îi face farse vecinului. Și, practic i-am muzgli tablou cu. Ok, se aude prea tare jocul. Acum am realizat options. Uh, cum fac, cred că. Așa ar trebui să fie ok. Parcă tot prea tare. E. Vedem. Da, dar se aude mult prea tare. Ok, îl dau imediat mai încet după acest nivel. Ok, deci practic, vedeți. S-a enervat, s-a enervat, e foarte nervos este super, super nervos și uh, noi putem merge acum, a? ok? De fiecare dată când... Uh, uite, așa, ok. Du-te. Deci, practic, a, uh, vine în sala. Nu! Du-te înapoi jos, Dute înapoi jos, du înapoi jos! Du-te! Du nu! Era să pierd un tutorial, ești bun? Ok. Uh, de fiecare dată când vecinul este nervos, uh, i se umple această bară roșie, de aici din dreapta, și dacă noi reușim să-i facem două farse consecutive, această bară se va umple de tot și ne va da 3 puncte bonus. Ok, acum vedeți că ne arată, deci am pregătit farsa, acum vine, hai să vedem dacă reușim să, cred că o se consume Nu, uite, vedeți, s-a umplut de tot și el s-a enervat și ne dă 3 puncte bonus, dacă v-ați uitat aici în dreapta. Și a, și a rupt spatele, săracu. Asta a fost grozav. Bun. Acum o să dau puțin jocul mai încet. Hai să continuăm cu nivelul acesta. Ia să vedem. Deci, din nou, acum are un câine și ne învață... Uite, ultima parte a instrucțiunilor. Deci ne spune că dacă acest câine vede că trec pe lângă el, dacă mă aude, va începe să strige, iar stăpânul va veni să își verifice câinele, să vadă exact de ce țipă el. Ok? Deci că este închis acest dulap, fiindcă el ne explică acum. Uite, acum nu mai este închis. Am luat astea. Și îmi spune că trebuie, îmi zicea că trebuie să mă duc, că eu țin minte că am jucat când eram mic, trebuie să apăs clic dreapta ca să mă mișc încet pe lângă câine. Fiindcă dacă apăs... Uh, hai să vă arăt. Dacă apăs așa, vedeți câinele face zgomot, eu mă sperii și practic vecinul vine. Și... Își ceartă câinele acum. Ok, și uh, eu am ascuns în dulap. Dacă sunt în dulap, vecinul nu mă poate vedea chiar dacă trece pe lângă mine, ceea ce este super bine. Uh, the neighbors, deci Vecinul nu, va nu mă va observa cât timp sunt. Deci am învățat tot ce era necesar pentru a putea începe show-ul Neighbors from Hell, show-ul vecinii din iad. Și există și un al doilea joculeț în care vecinul ăsta pleacă cu Mike sa în vacanță, deci putem să-l jucăm și pe ăla dacă ați vrea. Să... Dacă o să vă placă seria cu primul joc, o să-l jucăm și pe al doilea, că l am și pe la pe Steam. Bun, și acum începe jocul propriu zis și o să arate foarte, foarte frumos casa. Uitați, deci practic noi acum intrăm în casa, în casa vecinului. Asta e, cam ilegal, dar ok, nu ziceți la nimeni, da? Și am găsit direct o, o pernă de aia care scoate un vânt când te așezi pe ea. E, e practic, asta e farsa clasică, e o farsă veche, se făcea înainte. Deci, acum noi putem să observăm rutina vecinului aici în stânga jos. Deci, practic, vecinul vrea să se ducă să se uite pe geam la, la domnișoare. Nu e frumos, vecine, ce faci, să-ți fie rușine, dar asta că o să avem noi grijă de tine. Ok, luăm de aici ce ne trebuie. Uite, ne-am dat un lipici. Ok, acum o să mergem sus. Pac, pac. Mergem frumos aici, să vedem ce găsim. În frigiderul acesta avem cu siguranță ceva. Sper că avem timp. Vreau să pun și lipiciul. Așa, și vreau să pun și oul la microunde. I-am pus lipici pe binoclu și ca atare... O să-i să lipească binocul de ochi și am pus un ou stricat în cuptorul cu microunde și ca atare oul la pocnit. Văi, deci ce, îmi plăcea acest joc când eram mic? Era, era, era foarte greu. Era foarte greu cei drept când eram mic, că nu mă pricepeam. Mi-a fost foarte, foarte greu să descoper farse, le țin minte. Deci, efectiv, îmi lua jucam un nivel de 20 de ori. Ca să îl câștig. Sau nu neapărat că-l jucam de 20 de ori, dar... Ia uite ce s-a întâmplat, s-a lipit de ochi. Și l-a scăpat pe fereastră și s-a enervat. Deci am primit și 3 puncte bonus, fiindcă l-am enervat complet. Acum eu pot să Pot să stau jos, că el jos nu vine în nivelul acesta, dar pot să mă ascund în dulap ca să fiu 1000% sigur. Și am stricat antena, așa. Cine mi-a umblat la antena? Iar s-a enervat la maxim, încă 3% bonus. Și o să se așeze pe acest scaun și la revedere. Încă avem 4 farțe, dacă ne uităm noi aici. 3 din 4 și... Uuu, s-a rușinat. <laughs> Aoleu, jocul ăsta e foarte amuzant. Și avem 100%. Bine, asta e primul nivel, cel mai simplu, dar am completat 100%. Uh. Uhuh, yes! Bun. Bun. Și acum ne spune. A, ah, și ne dă și hinturi, corect. Uh, un episod cum... A, ah, ne spune că nu trebuie să facem toate hinturile ca să completăm un nivel. Trebuie să facem minimul de rating. Vezi că eu aici am făcut 100%. Aici am făcut, trebuie să fac minim 50% ca să câștig, nu 100%, da? Deci minim 50%, nu trebuie să fac chiar toate farsele. Dar e mai frumos să le facem pe toate. Aici, pay attention to the neighbors they'll show you where... A, ah, deci ne spune să fim atenți la... La vecin acolo, că ne spune unde se va duce, practic ce v-am arătat eu adinea ori, în stânga jos. Da, vă mai arăt încă o dată. Sper că n-am selectat alt nivel, că nu trebuie neapărat să iei nivelele în ordine. Aici jos ne zice. E, bun. Aici jos ne arată ce va face vecinul. De exemplu, acum vecinul nostru stă frumos pe uh, fotoliul lui și se uită la televizor, un televizor de la foarte vechi. Vecinul nostru are cuptor cu microunde totuși, deci nu e chiar... Uh... Na, jocul ăsta ai făcut prin 2002, că scrie acolo la meniu. Dacă o să ne uităm, o să vedem că scrie că e făcut în 2002. Ok, am găsit laxativ. Laxativ e o substanță. Uite, hârtia asta igienică, țin minte că poți să o pun în wc -ul. Așa. Laxativ e o substanță care, dacă o bei, te face să te duci la baie. asta e faza. Uh, o să îi punem... Vreau să iau de aici, repede, că s-ar putea să fie iarăși oul. Avem oare timp să-i punem și laxativ și oul? Oare? Acum nu mai avem. Uite că a băut. Nu, nu mai avem. Nu, du-te jos, du-te jos. Așa, va trebui să-l așteptăm să-și ia el, o să-și ia o bere și apoi o să se ducă. Și eu o să pot să i-am pus hârtia igienică, ok? Deci laxativul, dacă o să-l bea, o să-l facă să se ducă la baie și baia, noi am murdărit -o total, i-am înfundat-o, că i-am aruncat practic hârtia igienică în veceu. Și nu faceți asta, fiindcă se înfundă. Ok, o să-i punem laxativul aici în bere. El o să bea bere și o să-i punem și micuțul ou. Bun, i-am pus ul. Așa, acum o să coborâm, așa, și cred că o să aștept unde sunt acum, vreau să fac o mică șimecherie, că ții minte, deci el o să-și ia de acolo berea și apoi o să se ducă pe fotoliu și pe fotoliu o să bea berea cu laxativ, care o să-l facă să se ducă la baie și în momentul respectiv o să coboare, da, și o să coboare de acolo, ca atare eu o să vin prin bucătărie, că trebuie să-i pregătesc niște farse aici. Și anume o să-i tai fotoliul cu acest, cu acest fierăstrău. Ok. Ia. Deci el se pune... Se mișcă ce ciudat joc așa. că nu-l nu mișc cu săgețile, îl mișc direct cu... A, ah, poți să... Poți să mișci cu săgețile, ok. Așa. Trebuie să-i tai fotoliul. Îmi durează destul de mult asta. Ok. Ce? Ok, deci el a fost acolo și acum nu are hârtie igienică. A unde mi-e hârtia Ok, s-a enervat, hai că mai durează puțin, dar nu contează fiindcă avem timp suficient, fiindcă el se va duce mai întâi în timp bucătărie să-și ia o bere. Nu va veni direct aici. Ok, mai avem două farțe, exact astea două. Deci, practic, ce farțe i-am făcut? I-am uh, uh, pus laxativ în bere, i-am uh, ex explodat oul în cuptorul cu microunde. Uh, și ce am mai făcut? I-am pus asta în veceu, dar ce altceva? Ce altceva, ceva îmi scapă. Ceva lips... Ce am făcut? Am uitat ce am făcut, băieți. Am uitat de o farță pe care i-am făcut-o. Că văd că am făcut 4 din 6, dar mie mi ies doar 3. S-a enervat că i-am stricat iarăși antena. Acum o să se pună pe fotoliu, dar fotoliul lui are niște mici probleme. Uu! Hă? Huh? S-a dus cu totul. Aoleu! Aoleu, aoleu! Bun! Nivel terminat 100%, nu, 97%. 97% fiindcă nu am făcut, dacă mai făceam un combo, reușeam să termin, da? Să mai facem un nivel... Hai mă să mai facem un nivel. Hai să mai facem un nivel, da. Dacă vă place joculețul, băieți, nu uitați să stați un de like și dacă vă încă vă mai uitați la episod, vreau să folosiți hashtag vecin în comentarii. Dați un like la episod, da? Dacă se strâng multe like-uri, o să mai continuăm cu joculețul, să-l terminăm. Nu este foarte lung, deci am putea... Wow, câte chestii am luat. Acum avem și tabloul, deci putem să facem din nou, să pictăm din nou tabloul. Este ziua vecinului. E singurel al săracul și se, ducă, se duce să-și verifice scrisorile, că asta e perioada în care, na, se trimiteau scrisori, nu mai era acum cu telefoanele, și se uită să vadă dacă i-a trimis cineva vreo scrisoare. Și se pare că nu i-a trimis nimeni, săracul. Ok. Văd că avem din nou hârtie igienică pe care o punem în wc -ul. și avem aici un săpun pe care putem să-l punem pe aici pe jos prin baie, în felul acesta. Iar aici nu e nimic. El momentan... Hai să... Stai. Nu, 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 jos. l să coboare, să verifice iarăși acolo, după aia va trebui să-i pictăm tabloul și vedeți că el bagă mâna la scrisori. Putem să-i punem capcana de șoareci acolo la scrisori. Și el o să-și prindă mâna în capcana de șoareci. Hai să mergem direct aici. Ca să-i pictăm tabloul. Fiindcă în momentul în care el își va prinde mâna în capcana de șoareci. O să... Din ce ține o minte o să se ducă în baie la chestia asta de prim ajutor. La trusa de prim ajutor. Și eu trebuie să mă duc sus. Repede. Hai, 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 hai. Hai că poți, hai că poți. Repede. Yes. Încă trebuie să mă duc cât timp el e jos. Eu trebuie să-i pregătesc sus două farse. Trebuie să... Oh, săracul de el. 20% Ok, acum o să vadă tabloul. Mamă, ce față i-am făcut. Punem oul în cuptorul cu microunde. S-a enervat și a spatele. De asemenea, vedeți că o să-i pun o dinamită în cutia asta. Acum el se duce frumos la baie. Și... dring, grip. Grip vecin. Doamne. Mai ales la vârsta lui să caze așa pe spate e grav. E foarte, foarte grav. Nici n-aveți idee. Bine că pentru oricine e grav, dar la o astfel de vârstă... Doamne, săracul. Patru farțe consecutive. Aoleu, iar și-a lupt, și spatele de trei ori până acum. Aoleu, aoleu. Bun, acum el o să se ducă să-și ia bandajul mult visat. Ok, și-a luat bandajul și acum se duce iarăși la lumânare, dar noi am pus o dinamită și am stricat și cuptorul cu microunde. Deci, o să vedem exact ce s-a întâmplat. Stăm așa și ne uităm frumos. Uitați, dacă vă uitați voi acolo jos, în dreapta, vedeți că i-am făcut patru farse și am făcut trei combo-uri, da? Practic, l-am enervat la maxim de trei ori. La fiecare tură din asta, când îi faci combo, primești câte trei în plus, da? Câte trei puncte în plus. Deci, eu am primit, practic, 9% de pe aceste trei combo-uri și o să mai facem acum încă un combo și o să avem patru. Bum, uh, i-a explodat tortul. Tot 97%, deci se pare că puteam, cred că puteam să le leg puțin mai bine. Dacă făceam mai întâi partea de sus și după aia partea de jos. Cred că așa trebuia să fac ca să le leg să fac 100%. Dar tot e bine. Orice este peste 90% e bine, fiindcă... U, uh, și mi-a deblocat deja etajul 2. mă rog, sezonul 2, dar vreau să terminăm. În episodul următor, dacă o să vreți să mai continuăm, cred că vom termina sezonul 1. Deși știu că nivelul ăsta e foarte, foarte, foarte greu. Dar oricum o să-l terminăm în episodul următor, sezonul 1 și apoi o să trecem la sezonul 2. Dar asta repinde bineînțeles de susținerea voastră. Oricum, dacă facem peste 90%, primim acest cerculeț. Și eu vreau să iau acest cerculeț la toate nivelele, ăsta e scopul. Bun, băieți, încă o dată, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați de like și dacă mai vreți episod din continuare din nou, nu uitați de like. Noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!